Nu prea am chef acum. Salutare guys și bine ați venit la un nou episod pe serverul OGLAN. Și hai să vedem. Că tu de mâine vei pleca. Mem. Păi și unde-s cheile, mă? Trebuie să le iau eu de pe undeva sau cum? Deci, dacă vreți să oferiți mașina altui jucător, lăsați motorul pornit. Dacă îl oferiți acesta, nu va mai putea folosi mașina. Adăugat bin pentru controlul motorului unui vehicul. Pe tasta U. Ah, ok. Păi și cum fac rost de chei? Da. Salut, cum pot face rost de chei de la mașină. Salomos? Bromos? Zi. Cum pot așa cu cheia de la mașină? Pe unde mi-i pus într-o pe două sau unde? Dacă mă înțelegi. Din mușchiul 8. Am înțeles. Ia, de acolo să vezi. A, ok, deci nu ai pe undeva prin, nu știu, torpedou, să baci în buzunare ceva, nu? Ba da, o scos tu din buzunar, de fiecare dată, de pe mușchiul, o scos din contact. A, ok, bun, mersi. Plăcere. Bun, ce papa. Hai să începem. Da, să nu mai fie vestimentar poliție, aia deocamdată nu ne interesează. Ce mai este? Vine paza cu altele. Adăugat buton. Buton backend DT. Adăugat mapping la CNN. Aha, cum am înțeles schema. Rodului de arm, se rezolvă pe o problemă la acceptarea unei curse de bol de la un jucător atunci când aveți o cursă pe NPC. Polițiști aflați în datoria acum acces să tragă în safe zone, doar cu taser-ul, nu am clar. Scăzută durabilitatea de vehicule. Am înțeles. Arată ok. Arată ok. Update-ul. Faza asta cu wow, asta nu prea l-am înțeles, dar în fine. Adică mă refer unde e cheia din inventar, știi? Aia mă pune pe mine pe gânduri. Apropo, avem un nou update la TikTok cu o altă interfață, din câte observ. Cheia nu e acum. Am înțeles. Asta l-am întrebat pe ăla, numai n-am știut cum să explic, abia de m-am trezit de dracu. Ce grafică ai? Mod de grafică. Ala pentru străzi și nu mai știu ce, pentru o texturi, nu mai știu ala pentru ce. Da, cred că am făcut un video, nu, aia că am făcut video pe dacție. Am o luăm pace și pe ala. Ne-a venit Rami, bă, ne-a venit Rami. Adică aveam așteptat să ajung acasă, când am văzut în poștă, n-a zice, pa meu. Au ajuns Rami. Ah, nu, zic că e bine, e perfect. Am dat un pic mai încet botul de la ăsta, mi s-a părut ieri că a cam sunat un pic cam tare. Trebuie să ne mai vină placa video și după aia ne punem să facem Windows-ul și de toate. Cum o să ajung, o să-l mă duc să le modific, o să mă apuc de Windows. Depinde că dacă ajunge pe ăsta următoarea zi după muncă, să mă apuc de Windows. Și cu drivere cum ce-am mai avut eu cu un alta instalat, ca am pozi, după aia poate să meargă testul. O, depinde. Poate pe undeva pe sâmbătă, pe vinerea viitoare, sâmbătă viitoare. Era fain dacă ajungea acum placa video, e nebun. Bă, nu, no, în fine. Asta e, nu ne mai plângem, ce să zic. Bă, m-am trezit dracu, zic, bă, hai. Am zis că ne facem, la este nu ne facem. Nu mai
Nu mai pierdem timpul. Băi, dar eu filmez între timp, sau ce Dumnezeu fac? Că nu prea pot să-mi dau seama cu interfața asta nouă de la TikTok livestream. Bine, m-a și sancționat. Da. E ok. Că s-au văzut foarte mult intro-ul de la GTA 5. Am, după ce ne instalăm Windows-ul, sper să nu mai stăm atât în loading, am dacă stăm. Băi, ce vreau să zic, e posibil pe undeva? Posibil. Pe undeva 50-50, știi, 50-50. Să ne ducem un pic și pe RTM înapoi. Vedem. Nu pot să zic deocamdată 100%. E cu tot vinul. Da, dacă mi se scoate banul global, atunci putem să mergem liniștiți. Acum totul depinde de, nu de mine depinde asta. Accept ride. Unde domnule, domnule, da domnule, iartă-mă, fii atent unde. O, stai că s-o merita să vin până aici. Deci, da, filmul e normal. Doamna, te-ai băgat la mine mașină. Te-am prins. Stai să ne întoarcem. Cum v-a fost ziua, mă? Da. La mine a fost un pic nebuneală. O să mă duc pe mâine și o să mă interesez de tot așa o tastatură, dar să fie mai silențioasă. O să schimbăm cam, cum se numește, mouse, tastatură, mouse, microfon, mă rog, căști și nu mai știu ce pe acolo. Le punem pe alea noi și apoi let's go după aia, știi? Bă, nu vă uitați în spate acum. Na, nu prea am avut timp de foarte multe. Da, totuși trebuie să vin la bani, să nici nu mai știu cât m-am, cred că 20 de minute. Cât pe 36 de ore. Facem 37, 38, vreau să termin acum și pe mâine facem celălalt. Salut, oldule. Ia, oldule. Stai să mă opresc pe undeva. Și l-a pus tata pe lângă el. Dă o plăcuță de 16. Doamne ajută. Hai că da. Era să obții ceapa. Nu mai am apă la mine. Trebuie să mă duc să iau. Doamne ajută. Bă, vezi că s-a făcut un app de la interfața asta de la TikTok, dacă n-ai observat. Sau mă rog, dacă nu ești încă acasă și... Hai bă, aude, deci dacă te trece la de level 3-ul. Mama, am vrut să zic că direct la remat mă opream cu asta, mă jur. Mersi de like, oldule. Ce zici, ești acasă? Bă, te-am întrebat ieri pe live. Ce se merită? Așa, ce se merită după voi? Poliție sau da, medici? Cum am intrat pe joc. A, bun. Ce se merită mai mult, poliție sau medici? Că voi fiind mai vechi pe server, vă dați seama, știi? Bine, am văzut... Crerepe mai fain. Bă, să te duc undeva? Mamă, nici nu l-am văzut pe ăsta. Auzi? Rămâi aici sau te duc undeva? Până la un garaj, vezi că e ăsta, îi pun la mine în dreapta, dacă mă înțelegi, că fac bolt. Da, nicio problemă, să conțin spate. Haide că o duc pe asta așa, păi. Da, așa, vezi, dacă... Pune ce crede cumva. Asta e acum, n-ai ce-ți face. Ce s-a întâmplat aici, mă? Mi-a închis... ăsta de la... ecranul de la joc, lol. Dar pe telefon nu mi l-a închis. Asta e nou, măsule? Care? Mașina? Nu e import de pasă. E acolo, în dealer. Tu și poate că nu te aud. Mă auzi acum? Eu pe stile ceva că tu nu te aud. Mă auzi? Apasă pe mușchi, doi. Păi vă fac.
O bag în prostie. Mă auzi? Nu, tot nu te aud. Nu mă aud, nu? Cred că a plecat voice. Băgam în picioare, nu mă aude nici asta, mă. Mă auzi? Mă auzi? Bă, dar ce mama dracului are, mă, că a pus pe F2. Mă auzi? Cred că l-am pierdut pe ăsta, mă. Bă, cred că l-am pierdut pe ăsta. Da, mă, cred că trebuie să mă duc să-mi văd un player. Mi-e bucurit mie voice-ul, mă, sau ce se întâmplă? Normal, acum ar trebui să o văd, nu? Să-l văd. Ia, stai să mă duc la el aici. Mă auzi? Da, da, gata. Ah, ok. Nu, ăsta din dealership, e 255 de, nu e din... Că știu că o să băgă niște mașini de import și de-aia te-am întrebat. Poate mai de mult, dar eu n-am prins importul pe vremea aia, știi? Nu știu, pe aia s-a băgat. Astăzi? Da, da, acum... Ce, când s-a făcut restock-ul? Nu restock, știu că au adus alte mașini. Nu, asta e veche, veche, veche. Stai așa să mă uit acum să văd dacă se să mai păcată loc să țin. Am că am făcut și PD-ul. Bă, înțelegi, mi la vremea lui salvează 1000 de secțiuni. Să învățați de la mine. Da, s-au băgat câteva de import. Nu, de la mine nu, n-ai. Asta e destul de veche pe aici. Pe unde te las? La o casă, la, e bine? Sau? La garajul, la unde e, unde ai pus acum, e okay, da, da, navigație da. Perfectă. Aia. Da, da, da. Dacă cu mătru meu și ăla a lăsat în mijlocul drumului. Da, tens se întâmplă pe aici, destul de des. Dar de ce nu, oricum până la 8, n-are ce să facă. Da, măcar atât. De cât, câte luni ai prin oraș? 47, parcă. Înseamnă că nu ți-e nu de mult ți-a aterizat avionul pe aici. Eu tot așa, vă 37, cam așa. Și ce, ce job-uri faci? N-ai venit să tot așa, Bolt, aștept să fac și eu vreo 50 de luni să mă apuc de mecanic, după aia... Văd, deci, dar care mecanic? La care mecanic te referi? Ăla de lângă, de lângă pot. Că e tot un fel de Bolt, adică poți să fii comenzi așa. Îl să faci... zici un IBAN, să zici un IBAN, moșule. 25728. Dar nu e nevoie dacă... 25728? Da, da. Păi, dar ce a schimbat interfața asta, băgam în specială, că nu mai recunosc deloc, mă. Ia, mă, moșule. Mersi. Mersi, mersi. Păi mi-ai luat așa după mijlocul străzii, zici că am fost ultimul homeless. Stai, liniște, pe ce nu mai pot mai iau, adică... Ce mai fac așa, dar nu prea, nu prea vor să vină. Da, păi după obsara, dar oricum ei nu prea știu care faci bol și care nu, știi? Nu prea se face diferență. Trebuie vorbit un pic cu primarul să facă măcar o diferență la, știi, civilii. Da, să spună măcar să ai o de-aia sus acolo cum e dat oxigen. Da, 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 bine moșule, hai că te-am lăsat, pa, pa. Ar mai fi vorbit cu el, dar... Că vreau și eu să mă aflu niște informații, niște... ăla, da, na. Străge stomacul. Uite ce Dumnezeu, am băut un pic de apă, gata să. Mă, trebuie să mă duc să-mi curăț ochelare neapărat, am o copie de aia, știi, pentru ochelare, apoi trebuie să mă duc să o folosesc. Boldule, pregătește-te că am nevoie de tine. Cine știe ce-a fi de seară pe aici, bă? Am intrat aseară, am vorbit cu cineva, na, între timp am făcut așa un pic de pizza, am mai făcut și level 4. Acum, na.
Încerc să mă duc către 5, dar... Opa, stai, le combin între ele, știi? Că, na, altceva n-am... N-am ce să fac. Trebuie să le combinăm joburile între ele, că... Na. Mă, și care, și chestia cu... La asta m-am întrebat și eu, mă, că... faza cu mecanicul. Gen, la 50 de ore te poți angaja ca mecanic la o mafie, la sediu la o mafie, sau boltul ăla, am înțeles, boltul ăla separat, că nu știu despre ce vorbește lumea, că altul la 50 de ore se angajează ca ăsta la mafie și altul normal, știi? M-am fac, m-am un mesaj. Acum, iar nu știu ce să zic, pentru 5.000 să mă bag ca mecanic, bă, se poate încerca, nu e nicio problemă, da? Da. Am un vedea de viitor, că până la 50 de ore mai avem. Trebuie să mă duc să-mi iau giftul ăla, da, tot timpul înainte, când terminăm live-ul. 8-2. Nice. Am băcat aseară câteva 5-5 de pizza la mine, n-ai avut treabă, adică ai putut livra perfectiv, super bine, pizza alea. Și măcar ai făcut și niște bănuți, deci, da. Bă, am mai umblat un pic la modul ăla de grafică, să nu se mai vadă gălbenea la aia. Dar, acum, n-au. În rest mai o să mai vedem. Deocamdată nu vreau să umblu oricum la nimic, nu vreau, nu mai instalez niciun joc, nu mai fac nimic. Că după ce mă apare asta oricum pot să șterg toate. Am aici un stick, pun toate folderele de care am nevoie. Asta e. Hai să verificăm pe aici. Avem un pic de motorină sau... A, dar era pe la aici, na, în fine. Dacă știam, la de ce am pus asta aici, mă. Bă, se aude bine pe la mână. Adică, gen, eu mă aud bine sau... Stai să vedem aici la microfon. Da, e ok. Ia le pe ăla. Unde, Dumnezeu? Servicii... Stai, cum se numește? Bulevardul de lângă benzină principală. Da. Salut, am găsit o persoană. Leșinată la benzinărie. Ce scrieți, mă? Număr persoane de rănite. Am găsit o persoană. Leșinat. A completat atenția informația fără gestionată către departament. Păi și ce facem? Îl luăm, să-l ducem sau... Unde Dumnezeu? Unde, bă? Ia. A, mă. Mă auzi? A, că te duc repede la spital. Da, bă, că face unui bol după aia, numai să nu-și dea respawn, știi? Dacă și-o dat, mamă, dacă vă conectați acum, mă, că ați rămas cine știe pe unde v-ați luat disconectat seara. Sau, mă rog. Bă, în caz de nevoie se duce audio, bine, e nevoie. Nu, nici nu mă aștepta la treaba asta. Ah.
Hai că noi avem timp și pe partea cealaltă să fugim. Adică pe autostrada cealaltă, mă refer, știi? Cred că și-a dat ducul. A, nu, aici e. Dar mă, că am uitat că eu l-am un carry pe băiat. De tot în față. Da, mă. A, da. Locul servi, ce mașină conduci? E tot servi, ce mașină conduci? Un Audi. Ceva de ăsta, combi. La bă, 255K. Da, se duce. Se duce. Când e nevoie, ia, cum e acum, nu știu de ce, dar cam prinde viteză. Mai repede ajung eu până vine medicul. Asta nu-i de respawn. Că voi am venit pe degeaba. Hai, că imediat să voi zbura. Ioi. Stai că oricum nu... Aici pot intra, nu? Dacă mai știu bine. Dar mă sper să nu stai a făcut băiatul, că... Asta e. Ia mă, că pus pe acolo cineva. Salut, te poți ocupa de el dacă te rog? Desigur, sunt doi. Îl lăsați acolo în letezia. Ah, ok. Îl iei tu sau? Păi știu, mă, un pic mai tare, că vede, te auzi. Salut, vărăle. Bună seara. Salut, salut. Spune-ți. Te-ați conduce motorul și-a plăcut. Am pic că m-am căcănut-o chiar deloc. Doriți să vă internați, nu? Da. Nu te înțeleg, vorbește un pic mai tare dacă te rog. Și ce se-mi plac cu dânsul? Pă, l-am găsit la benzinărie leșinat. L-am adus până aici. Da, da, buletin, e ok, nu? Înapă. Bă, dai spumă, vorbește mai tare și el... M-ați auzit? Nu, poți să repeți? Să semnați, vă rog frumos, aici jos în pagină. M-auziți? Da, da, acum te-am auzit. Mulțumesc. Super, mă zic la putea. Bun, să vă ocupați voi de el, nu? Da, 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 nu-i problemă. Da, 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 se ocupă doctorițele de la internare. Da, da, da. Bine, mersi, papa. Mă zic la putea, drumul bun. Am că să bagă, ce să facem, mă, aproximativ 10 minute, o să dăm încă un restat pentru mici. Îmbunătățiri. Ah, ok. Hai să merg aici să... Stai, bă, după unde mă duc? Opa. Dar pe aici, pe partea cealaltă, nu pot să mă duc. Hai să merg să luăm măcar pe ideu. Dacă tot ești pe aici... Yeah, man. Bă, văd că acum merge mai rapid, mă, și mai... Opa! 100, între 200 și 300 de OGC v-am popat, stai cu milionul. Hai, că am un noroc. Băgăm în speciale. Hai, că am un noroc. Nu, mă. Vezi că nu mi se pune dacă nu... Ah, da. M-am uitat pe ăla, dar nu, în fine. 7 OGC-uri. Ha, ha, ha. Bun. Păi și ce pot face cu 7 OGC-uri? Cum... Dar ce mă ajută? Tutoriale, setări...
Propeleg regul shop. Ce? Poate pe acasă, zona singura dată până la nivel 5. Ați oferă strictul necesar pentru un început prospect în acest oraș. Mafie, bani. Am înțeles. Backspace. Shop, vehicule. Cont VIP 30 de zile. E și unde pe, la, pe panel, nu, hai să vedem pe panel. Da, intrăm noi după aia. OG, nu. OG Land panel, da. Hai să vedem după aia. No, dar și dacă era 200-300, puteam să zic că e, bă, chiar ok, adică... Repede să te restart, sper, nu? Avem parcă mai de ce să și mănânc un pic, sincer. Am mâncat numai un pic când am venit și cam atâta tot, deci n-am mâncat cine și ce. Mamă, și s-a dat disconnect deja. Nu. Da, nu știu, să-mi dau disconnect, să nu-mi dau, să... Ia să vedem. Și cum am văd caracterul? Nu. Nu. Am înțeles. E un profil meu. 7 OG, OG coins. E bun? Da. Și unde văd un shop ceva? Deschide shop joburi. Da, nu mă... Nu. Te de... Deschide shop. Nu. Altele. Bă, dar toate începând de la 40-50, adică ceva... Clip 20 pack să-mi pun și ce asta? Arm dealer, e 100. Reguli. Shop. VIP-ul clar. A trei luni consecutiv. VIP gold. VIP platinum. Sneakers. Ia, stai mă că nu-mi trebuie sneakers. Da, nu, n-ai ce să poate că am dat cu asta 7, deci, na, în fine. Hai că așteptăm să ne scoată, revenim ideea, na. Mă duc să, mă duc cu plăcut în coapă, mă duc să mai apuce și cum. Revenim imediat. Bă, vă aștept și pe voi pe server, dacă vă place și vreți să încercați ceva nou. Asta e, puteți veni să vedeți. Stai să mut un pic mai încoace. Ia mă să fac ceva. Image. Unde? Hai. Opa. Ia, pe undeva, undeva pe aici. Da, ok. Hai că revin. Cât faci?
Ai ne... A dat. Hai la. Ce păcăște pe aici, mă, mai povestesc mai ale până la arestar sau... Ce? Să te mă uci până... Șerif, mă auzi? Cum? Na, bine, bă. Guys, nu uita de butonul de like, mă ajută foarte mult. Hai că după aia ne băgăm la ceva, ce mai facem un pic de experiență, ceva. Thanks! Mare după aia. Dacă bă, vreau să dezbat un subiect acum. Sincer, na, fiecare își face rău pe lui, dar adevărul să spun, faza cu caracterul bătrân pe GTA nu prea are așa importanță, sincer. Mai multe pe redem treaba aia, când efectiv acolo, că ea chiar e un joc de pe vremea aia veche, știi? Da, nu, pe care își face caracterul cum vrea, dar... Bă... Părerea mea cea mai sinceră e, du-te frate pe redem, că-ți stă mai bine, poți să faci lucrurile mai ok, părerea mea, decât să... Da, te uiți aici, că știi cum e, caracterele de la GTA cam toate sunt tinere, deci oricât ai încercat să-l îmbătrânești tu. Aici numai dacă îl băga un mod de ăla care chiar ar fi bătrân, știi? Ale pe ăla de la pizza, băi. Bă, bine că mi-am gulit ala mă din mașina de level 30, nebun. Că n-am mai avut chiar nimic. Nu mai aveam, mă, decât de fapt chiar nimic, după ce dispăream. S-a adus. Spune acum. A murit. Am zis că am supra. Domnul... Vă leu. Da-te.
Ajutați-l, mă, unul. Dacă sunteți admin sau eu știu, aveți acces la nou clip, băgați-l unul, că, da. Să duc băieții. Mai vezi, mă, mâncă, nu? De-aia am tot timpul în inventar de asta, că nu știu niciodată. Decât să mă aduc la dracu, mai bine mai stau un pic. Uite, stau leșinat. N-am dat chestia asta. Gata, au picat serverul sau? Încă nu. Alea tot scopat ce la alt? Un permis de port armă, haha. Nice. Ba, sacrificam, dar nu ai level 10, mă, să mă bag. Din păcate. Dar așa cam mi-a revenit să sacrific, sincer. Cum se numește, niște bănuți, știi? Așa, 100 de mii măcar o dată să văd și eu cum îi. Da. Revenim după restart. Pa! Adică oprim videoclipul, nu uitați de butonul de like și subscribe.